Militarii ruși suferă de cald pe frontul din Ucraina. Au plecat la război cu echipamente de iarnă, iar planul era să se întoarcă repede acasă. Însă a venit vara, iar ei sunt tot acolo, cu haine groase, se plânge un militar, într-o discuție cu un coleg interceptată de către ucraineni. Conform Digi24.ro, convorbirea a decurs astfel. Bună, o salut, mă auzi? În orice caz, așteptăm rotația, dar nimic nu se întâmplă, suntem încă aici, la pozițiile voastre vechi, cam așa. Deci nu e nimic distractiv și nu ești nici vesel, nu? Nu sunt vesel pentru că a venit căldura de ieri, aprovizionarea cu apă s-a oprit, stăm fără apă. Este foarte cald în ultima vreme. Cel puțin nu aveți pierderi. Nu. Avem pierderi, bombardamente în fiecare zi, fără oprire, și este al naibii de cald, băieții sunt îngroziți, demoralizați și căldura sporește sentimentele. Aveți aceleași uniforme călduroase de toamnă? La naiba, da, relatează Digi24.ro. Ziua 111 de război, toate cele trei poduri către orașul asediat Severodonetsk sunt distruse, spune guvernatorul regiunii Lugansk. 20-30% din oraș încă se mai află luni seara sub controlul ucrainenilor. Atacurile rușilor se concentrează asupra uzinei chimice, în care se adăpostesc 500 de civili, a adăugat oficialul ucrainean.